Turneul Național Orgile României, ajuns la a treia sa ediție, continuă incursiunea în istoria acestui fabulos instrument pe teritoriul României, invitând la descoperiri și redescoperiri ale unui tezaur cultural ascuns. Între 27 iunie și 4 iulie, recitaluri extraordinare în catedrale și biserici catolice și evanghelice din București, Deva, Sibiu și Brașov, susținute de tânărul organist Eduard Antal. Orgile României.